Înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Vom citi pasajul biblic de la versetul 16 la versetul 20, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 961. Matei, capitolul 28, începem citirea cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Data trecută, probabil v-am adus salutări sfinte din partea bisericilor din Suceava, pe care le-am vizitat, acum de două săptămâni, nu vă mai pot aduce saluturi de acolo, trebuie să vă aduc saluturi din zona aceasta a Aradului și a Timișoarei. Primiți-le cu toată dragostea, Doamne ajută! Am citit pasajul acesta biblic pentru că el vine și vorbește despre mandatul pe care ne l-a dat Domnul. Este unul dintre cele mai onorabile misiuni pe care o poate avea un om în lumea aceasta. Ori în mandatul acesta suntem chemați să-i botezăm pe oameni și să-i învățăm pentru a-i face ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și pentru cei ce împlinesc mandatul acesta, ei sunt înconjurați de o paranteză. Prima parte a parantezei vine și spune, toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. Cu alte cuvinte, nu există autoritate mai mare în cer și pe pământ decât Iisus Hristos Domnul. Asta El vine să ne transmită nouă. Că atunci când noi mergem să facem ucenici, când noi mergem să predicăm, când noi botezăm pe oameni, când noi învățăm pe oameni, El stă în spatele nostru cu toată puterea, nu numai pe care o are în cer, dar și pe pământ El are toată puterea. După care încheie paranteza aceasta și ne promite asistență zilnică și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Pentru cei care îndeplinesc mandatul ăsta, Hristos își pune toată puterea la dispoziția lor și este cu ei. Există credincioși care cred că mandatul este să mai cumpere o bucată de pământ și Hristos să fie lângă ei, să-l găsească și ieftin și să nu-și dea seama cumpărătorul că e un pământ foarte bun. Alții cred că pot să ajungă în poziții suspuse pentru că Hristos are toată puterea. Frații mei, Hristos nu folosește toată autoritatea și nu ne dă asistența Lui pentru a ne atinge scopurile vremelnice în lumea aceasta. Mandatul nostru este să facem ucenici. Că lucrăm și într-o întreprindere, asta e bonus. Că luăm salar, asta e bonus. Că ne mai dă și o mașină, asta e bonus. Că avem un acoperiș asupra capului, bonus. Dar menirea noastră este să facem ucenici, Doamne ajută! Începând prima dată cu copiii noștri, cu rudele noastre, cu vecinii noștri, când noi ajungem la un alt loc de muncă, scopul nostru acolo nu-i salarul, ci în primul rând, cum îi facem pe toți ăștia ucenici. Când ajungem undeva și oamenii ne întreabă, cine sunteți voi? Noi acolo suntem și folosim locul acela pentru a-i face ucenici. Dacă mergem cu avion undeva și este un coleg lângă noi și apucăm să avem o discuție cu el, ideea este nu-i arătăm cât de dotați suntem noi în inteligență, cât știm noi, că suntem o enciclopedie pe două picioare, știm absolut tot. Nu! Cum să-l facem ucenici? Nu reușim dintr-o dată, dar cel puțin noi facem partea noastră, dar tindem să-l facem ucenici. Câtă vreme avem mandatul acesta și-l urmărim, Hristos, cu toată puterea, ne asistă în fiecare zi. Slăviți să fie Domnul! Câtă vreme am deviat de la lucrul acesta, nu ne iese nici una, nici alta. Ne pierdem proprii noștri copii, pentru că am umblat după bani, după afaceri, am pierdut timpul prin altă parte și nu ne-am ocupat de ei, făcându-i ucenici ai Domnului Iisus. Am vrut să devină medici, arhitecți, astronauți, orice altceva, dar nu ucenici. Dar nu ucenici, că dacă urmăream să fim ucenici, îi aduceam la adunare, cântam cu ei, ne rugam cu ei, mai avem zile de post. Dar noi am făcut altceva și mulți credincioși au problema asta. N-au dorit să-i facă ucenici, că dacă doreau să-i facă ucenici, făceau ceea ce trebuiește. Le-au dat bani să aibă mașini electrice, tablete, telefoane, computere și așa mai departe, să ajungă mari, să învețe în continuu și au ajuns mari, dar nu sunt ucenici. Nu te satisface cu nimic la momentul actual ca părinte,
Când copilul tău spune că e doctor și directorul unui spital mare din Germania și are un salariu cu 4 zerouri în euro, dar la adunare nu ajunge, și când tu îi spui de Dumnezeu, spune cine e ăla. Pentru că am fost chemați să facem ucenici. Ucenicii sunt persoane care limită pe maestru, care se uită cum maestru mănâncă, se uită cum maestru doarme, se uită cum maestru răspunde la întrebări incomode, se uită cum maestru tratează pe săraci, se uită și învață de la maestrul lor. Ucenicul e toată ziua în urma maestrului lor. Frații mei, ceea ce avem noi, avem niște slujbe puțintele. Biserica primară se întâlnea în fiecare zi, era nelipsită de la templu, în fiecare zi. Noi avem slujbe așa peste săptămână și de foarte multe ori vrem să limităm pe maestrul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, vrem să limităm, dar reușim puțin, pentru că stăm prea puțin cu El. Ucenicul lăsa tot, îți lăsa nevastă, îți lăsa copiii, lăsa și se ducea la maestrul său să învețe de la el un anumit timp, să învețe să devină ca el. De-aia la un moment dat Petru vine și spune Domnul Iisus, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul vine și le spune ce răsplată au, pentru că au venit ca ucenicii ai săi să învețe de la el ca și maestru. Noi nu suntem chemați să facem ucenicii cultului pentecostal. Noi nu suntem chemați să facem ucenici la nu știu ce predicator mare, nu știu proroc. Noi suntem chemați să facem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Și în chemarea aceasta avem niște provocări deosebite. De aceea e important și mesajul pe care vi-l aduc, vi-l aduc tocmai în vederea aceasta. Pentru că există foarte mulți frați de-ai mei care sunt vechi în pocăință, care tratează pocăința într-un fel care l-au înțeles ei. Dar problema este nu cum am înțeles eu și cum ai înțeles tu. Problema este ce zice maestru. Cum a predat el pocăința și cum trebuie trăită ea. De aceea e important pentru noi să ne raliem la școala aceasta. Pentru foarte mulți oameni, botezul este ca și un examen de absolvire. Adică Domnul a făcut cateheză, adică pregătire pentru botez, a învățat niște chestii despre nașterea din nou, despre așa, după care el, deja, frații mei, botezul este doar examenul de admitere. Pentru că Domnul spune botezați-i și învățați-i. Învățătura urmează după. Botezul este la început, doar a intrat în școala aceasta selectă de a învăța să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos, de a intra să fii la dispoziția Domnului. Pentru că școala asta te pregătește pentru a înțelege niște lucruri pe care ceilalți oameni nu le înțeleg. Din nefericire pentru oamenii care au dat examenul și au luat botezul, dar n-au venit la ore. Nici nu mă miră că nu înțeleg o grămadă de lucruri. Nu mă miră că nu știu de unde bate vântul. Nu mă miră că nu pricep. Păi frate, nu pricep, nu înțeleg. De ce? Pentru că doar ucenicii pot înțelege. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus vorbea deseori în pilde. Și când pildele acele erau tălmăcite în fața ucenicilor, ucenicii erau puțin deranjați. De ce? Păi pildele alea aveau o frumusețe și o învățătură morală extraordinară. Dar tălmăcirea pildei le dădea doar lor. Și ucenicii s-ar fi bucurat ca toți oamenii să aibă tălmăcirea, să vadă ce maestru inteligent și iscusit au ei. Spune Matei, capitolul 13, versetul 10, Biblia, în felul următor. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Și Domnul Iisus răspunde, Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Ei aud numai pilde, aud un cuvânt, dar nu pricep nimic. Foarte mulți frați de-ai noștri au început să intre în școala asta, dar pentru că nu mai vin la școală, pentru că lipsesc de la ore, pentru că nu sunt atenți cu manualul, Dumnezeu are taine ale împărăției sale, nu al lumii acestea, că nici nu avem nevoie de ele. Ce se lucrează pe dedesubt și ce planuri au serviciile secrete și ce informații ne dau nouă. Sunt taine ale împărăției cerurilor, care să ne arate mersul lucrurilor în împărăția lui Dumnezeu, taine privitor la viața noastră spirituală sau altora, lucruri pe care Duhul Sfânt le are, dar le dă doar celor care sunt ucenici autentici. Să ne ajute Domnul să fim.
Pentru a fi ucenic autentic, în primul rând, trebuie să fii prezent la ore. Școala în pocăinței cu ore care se fac, în prezența maestrului. Când poporul Domnului se adună și marele decan, Domnul Iisus Hristos, are profesori, oamenii aleși din poporul lui Dumnezeu cu daruri specifice de pastorație, de învățătură, de îmbărbătare, de zidire, care încep să vorbească poporul lui Dumnezeu și să dea informații ca ei să crească spre mântuire, să dea cunoștințe ca ei să crească spre desăvârșire. Ori, stimații mei, prezența la ore este absolut necesară. Pentru că prezența aceasta la ore, în primul rând, ne leagă de maestru. El nu ne-a promis că atunci când suntem la părtășie, când ne adunăm la adunare, când suntem la ore, folosesc terminologia aceasta privitoare la ceea ce înseamnă învăța, când suntem la ore, în funcție de numărul nostru, sau în funcție de școlile noastre, sau în funcție de altceva. El ne spune simplu, dacă se adună 2 sau 3 în numele meu, eu mă duc la ei. El onorează fiecare adunărică care se adună să învețe să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Nu-l trimite pe Arhanghelul Mihail, nici pe Îngerul Gavril, nici vreun înger fără nume de pe ceruri, ci vine El și ne onorează cu prezența. Întrebarea care se pune, cum tratăm noi prezența la ore? Pentru că din punct de vedere al celor care răspund limitat în poporul Domnului, cum și eu răspund limitat pentru o anumită zonă, peste anumite biserici, din Suceava, de exemplu, dacă întrebi pe cineva de cine ai fost la adunare, el îmi poate spune că l-o duru capul. Eu n-am aparat să văd dacă l-o duru capul sau nu și cât de tare l-o duru pe el capul. Cu durere de cap o scăpa de prezență la ore, domnule, gata. Și dacă îi vine și îmi spune că n-a avut chef, nu am ce din nou ce să-i fac. Problema este că între noi este cineva care știe dacă te-a durut capul sau nu, știe dacă ai vrut să vii sau nu și știe toate intențiile tale și gândurile tale. Și el evaluează lucrul acesta. Și acum aș vrea să vă întreb, iubiții mei, dacă față de oameni putem să ne eschivăm, putem să-i fentăm, putem să-i păcălim, de la părinți, profesori, păstori și așa mai departe. Aș vrea să te întreb, cum te vei justifica înaintea binefăcătorului tău? Pentru că majoritatea dintre noi eram sortiți pe irii. Poate unii dintre noi nu trăiam. Poate alții eram robiți. Dacă suntem azi în adunare, trebuie să recunoaștem că nu datorită inteligenței noastre, ci datorită îndurării Domnului suntem aici. Bun, trăim datorită lui Hristos, avem viață datorită lui Hristos, plus firele de păr ne sunt numărate datorită lui Hristos. El vine la întâlnire cu noi aici. Când sunt 2 sau 3, eu îmi permit să lipsesc. Azi, mâine, poi mâine. După care, Dumnezeu vrea să-mi descopere un anumit plan, dar eu nu m-am ridicat la nivelul descoperirii respective. De aceea foarte multe lucruri în viața mea se întâmplă și nu știu de ce. M-am mai ieșit la trântă cu Dumnezeu spunându-i de ce faci așa ceva, de ce provoci așa ceva. Păi dacă erai la ore, pricepeai? Dacă erai la studiu biblic, înțelegeai? Pentru că tainele mele se desfășoară. Am grijă să pun informații lângă informații ca tu să pricepi. Foarte mulți dintre noi nu venim la școală să învățăm tabla mulțirii, tabla împărțirii. Nu suntem la ore, dar vrem să terminăm facultatea și o facultate de IT, dacă s-ar putea. O facultate mai greuță, dacă s-ar putea. De ce? Pentru că dorim, avem planuri grozave. Dacă vrei totuși să mergi înainte la școală, trebuie să treci clasă după clasă. Și lucrurile pe care le înveți acum îți vor fi folositoare la următoarea clasă. Și lucrurile care le înveți la următoarea clasă îți vor fi folositoare la următoarea. Dar dacă tu ai corigență aici și nu treci clasa și nici nu vii la ore, dar visezi facultate, fratele meu, rămâne doar la stadiu și ești frustrat că n-ai descoperirile altora, că n-ai claritatea altora, că efectiv în viața ta se întâmplă nebuloase și nu cunoști nimic, și rămâi uimit de ce altora Dumnezeu le descopere și eu numai nu pricep. Mă trezesc în continuu pe contrasens. În continuu mă trezesc că nu cunosc. Iar alții știu liniștiți, Dumnezeu le vorbește în mod clar lor personal, profețiile și vedenile doar întăresc ceea ce tainele sunt cunoscute deja de ei. Pentru că oamenii aceia au trecut clasele, au plecat mai departe.
În primul rând, frații mei, prezența la ore ne asigură o întâlnire personală de respect, de reverență față de învățătorul nostru, față de Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Restul sunt detalii, că-i Virgil Neagu, că-i fratele Costi, că-i altcineva, sunt detalii. Cel mai important în mijlocul nostru rămâne Iisus Hristos. Și El ar trebui onorat, v-am mai spus și la altă slujbă. S-ar putea eu să te supăr pentru o anumită atitudine, s-ar putea să-mi pui o întrebare și să-ți dau un răspuns prostesc. S-ar putea să se întâmple, că sunt om. Bun, din cauza asta tu te enervezi, te supăr, băi, dar ce înseamnă asta? Lipsă de bun simț la ăsta, băi, de venit din Moldova. Lipsă de orice, domnule. Efectiv, bombănești vreo două săptămâni, nu vii la adunare, după două săptămâni vii la adunare. Și în timp ce ești la adunare, să presupunem că vine Iisus Hristos la tine și te întreabă, bun, de ce n-ai venit la întâlnirea cu mine? Eu am fost și joi seara, am fost duminică dimineață, duminică seara, am fost aici să binecuvintez. Toată puterea mea să ți-o dau, să te însoțesc. De ce n-ai venit? M-a enervat Virgil Neagu. Bun, și dacă te enerva Virgil Neagu, te-ai răzbunat pe mine? Te-ai răzbunat pe mine? Dacă un coleg de serviciu te enervează pe tine, pe șantier, la locul de muncă, te răzbui pe nevasta? Te răzbui pe copii? Cu toate că de foarte multe ori avut și cazuri de genul ăsta, când vii bombănind acasă, șeful nu știi tot zis. Dar n-are sens să te răzbui pe ceilalți. N-are sens să te răzbui pe Domnul nevinind la întâlnirea cu El. Că tot ce ai, tot ce ești, copiii tăi sunt protejați de El, slăvit să fie Domnul. Restul, încă o dată vă spun, sunt detalii, inclusiv eu. Important este Domnul. Ei, când gândești așa, spui, Domnule, indiferent că termină ăștia predicile, că nu îl termină, indiferent când șep cântarea și nu mai termină tineri și corul nostru, indiferent că vine cu tare sau nu vine, eu mă duc că Domnul sigur vine, amin. Mă întâlnesc cu El. Totdeauna El nu te dezamăgește privitor la prezența Lui. Noi lipsim de la ore și dacă lipsim noi, să nu așteptați că la teste de care vom vorbi, le vom lua, că toată clasa rămâne blocată că a lipsit Virgil Neagu de la ore și nu putem să dăm testul răbdării cu vecinii, că testul se dă la toți. Deci primul aspect care e important la școala asta a pocăinței, a uceniciei, este să fii prezent la ore. Totodată, la orele acestea, e foarte important că în sânul comunităților noastre se vorbește foarte mult de sfârșitul vieții. Și după cum am prezentat și alte date, probabil am atins tangențial lucrul acesta, vreți, nu vreți, cântările noastre, mesajele Evangheliei vorbesc de o finalitate a vieții. Școala asta nu-i non-stop. Timpul ăsta de pregătire pentru veșnicie nu-i forever. Nu, pentru totdeauna. Există un timp când suntem la școală. Există o vreme când suntem la școală. Când Dumnezeu ne pregătește pentru veșnicie, când Dumnezeu ne vorbește. Pentru că Evanghelia se predică, frații mei, foarte mulți credincioși trăiesc cu chestia asta așa. Dom'le, eu acum mă mai nerviez, acum mai scăp câte un cuvânt, acum mai spun cu tare, dar într-o zi când voi învia, îmi va face Dumnezeu toate update-urile. Totul va pune pe mine să fiu perfect, perfect. Și când voi fi atunci, El va depăși și pe păstor și pe toți cât de sfânt și curat să fiu eu. Nu, frații mei, cum mori, așa învii. Și cum învii, așa mergi mai departe. Tu învii. Mulți ne imaginăm că va fi o sosie, o fantomă de-a noastră, mai performantă, mai grozavă. Nu, tu vei fi. Dacă tu ai murit nervos, știi cum vei învia? La fel de nervos. Dacă tu ai murit crezând că minciuna, mai tragi tu minciună în dreapta și să scăpi de amenzi, să scăpi de unii și de alții și mori în minciună, așa învii, cu starea aia de minciună. Ori Biblia vine și spune că în cetatea lui nimic spurcat și internat nu va intra. Că cum mori, așa învii. Nu învii cu tot fel de zorzoane pe tine, că ce n-ai făcut aici, ți-a fa și Dumnezeu. Că atunci nu mai există valoare. La ce să te mai pocăiești, dacă oricum Dumnezeu vine și rezolvă problema, nu? În timp ce tu ești adormit în Hristos, Dumnezeu te curățește, te sfințește. Atunci e valabil și purgatorul, e valabil și slujbile pentru morți. De ce? Pentru că se rezolvă totul după aia. Ori de-aia e importantă pocăința acum, Doamne ajută. Ori, ca să fie important și urgentă pocăința acum, totdeauna când venim în casa Domnului, cântările noastre vorbesc despre Iordan, despre trecere, că școala într-o zi se termină și când intrăm în adevărata viață, că facem școală ca să trăim într-o lume nouă.
Într-o lume nouă, unde moarte nu va mai fi, suferință nu va mai fi, dar pentru lumea aceea trebuie să ne pregătim, că Apostolul Petru vine și spune, Dumnezeu pregătește un cer nou și un pământ nou. O, slăvit să fie Domnul! Dar el spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să ajungeți acolo? Că nu intră oricine! Oricine merge cu mâinile în buzunări, trăiește pocăința cum vrea el, el trebuie să intre acolo. Și că are un botez, dar nu vine la adunare. Ori, ca să poți intra în lumea cea nouă, trebuie să ai o anumită calitate a vieții ca să te ridici la nivelul acela. Și școala pocăinței, prin prezența la adunare, la slujbele obișnuite și la slujbele extraordinare, care sunt priveghi, înmormântare, evangelizare, vin să ne pregătească pentru a trăi viața de pocăință și a fi cu adevărat ucenicii Domnului. Doamne ajută! Amin. În cadrul bisericii, în mod constant, ni se aduce aminte de finalitatea școlii, de momentul când într-o zi v-am terminat. Și în ziua aceea e important să ne fi luat toate examenele. Spunea psalmistul Asaf că la un moment dat s-a uitat la toată nedreptatea din lumea aceasta. S-a uitat la faptul că celor răi le merge bine, că ochii sunt încărcați de grăsime, că vorbesc de rău de Dumnezeu și totuși propășesc, în timp ce cei ce slujesc pe Dumnezeu au parte numai de suferințe. Și spunea el în Psalmul 73 cu versetul 16 în felul următor, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Și continuă el, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Că există o finalitate a tuturor lucrurilor. Există foarte mulți oameni care știu că moartea va veni, dar trăiesc ca și cum ea nu va mai veni. Așa trăiesc. Își permit să nu-și are iertare, își permit să nu se pocăiască, își permit să calce pe sufletele celorlalți și pe drepturile celorlalți, își permit să fie disprețuitori și miștocari. De ce? El știe că va muri, dar ca și Metusala la 900 și ceva de ani, acum are 70. Ce? Se poate întâmpla așa ceva? Și tot o plasăm mai încolo, mai încolo. Frații mei, moartea va veni și în momentul respectiv tu trebuie să fii pregătit când intri în veșnicie. Că încă o dată vă repet, cum mori, așa vei învia. Și cum vei învia, așa vei fi judecat. Și judecata aceea se va face cu privire la tot ce este ascuns, ce ai băgat sub preșuri, ce ai ascuns și nu a văzut nici nevasta, nici copiii. Totul va fi adus la lumină. De aceea pocăința e atât de valabilă acum. Doamne ajută! De-aia e important să ne pocăim, să ne sfințim, să ne curățim și să fim prezenți la ore. Că la ore Dumnezeu folosește oameni. Primul lucru, fii prezent la orele în care se predă pocăința. În al doilea lucru, verifică totul cu manualul. La toate școlile de prestigiu există manuale speciale, după care ești învățat anumite materii corespunzătoare școlii respective. La o facultate de medicină nu o să învățați niciodată de pomicultură și nici de cum trăiesc pește în apă. Pentru că nu-i specificul școlii respective. Sunt școli unde se învață și pomicultură, și fauna, și pești, și așa mai departe. Însă, la facultățile de medicină, se învață alte materii. Când te cheamă Dumnezeu la școala pocăinței, nu ne dă o grămadă de manuale, ne dă Sfânta Scriptură, slăvit să fie Domnul. Tot ce facem trebuie verificat cu Sfânta Scriptură. Trebuie verificată trăirea noastră, moralitatea noastră, sfințenia noastră cu Sfânta Scriptură. Nu numi păcat ceea ce Dumnezeu nu numește păcat, pentru că împovorez poporul Domnului, dar nu numi libertate ceea ce Dumnezeu spune clar că este păcat. De aceea e important să identificăm lucrurile așa cum le învață Scriptura. Compară totul cu manualul, aleargă la manual, verifică la manual. Suntem chemați într-o vreme a înșelăciunii, într-o vreme în care foarte mulți oameni se dau ceea ce nu sunt, să verifici. Sfânta Scriptură spune în Faptele Apostolilor că Pavel a ajuns și predica Evanghelia în Berea. Și doctorul Luca, care scrie pasajul acela și în mod special Cartea Faptelor Apostolilor, vine și spune despre ei că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Se duceau acasă și verificau dacă ceea ce Pavel le-a spus era după Scripturi. Noi le-am explicat la ăștia, băi, Pavel a fost chemat personal de Domnul Iisus Hristos, să asculți tu convertirea lui Pavel și nu mai pui întrebări de genul ăsta. Pavel avea toate darurile spirituale,
Pavel fusese răpit până la al treilea cer. Voi îl verificați pe Pavel? Da. Avea o inimă mai aleasă pentru că verificau. V-aș ruga tare mult în viața de pocăință când ești la școală. Verifică-ți profesorii, verifică-ți colegii, verifică descoperirile, verifică totul. Verifică viața cuiva, verifică. Vezi, îi după manual? Pentru că foarte mulți sunt înșelați astăzi de oameni care vor ajunge să facă semne și minuni, dar sunt lucrători ai fără de lege. Într-o zi vor spune, Doamne, am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău, am făcut multe minuni și stupoare. Domnul le va spune, plecați de la mine voi toți lucrătorii, cui? O întrebare retorică la care nu trebuie să răspundeți. Vă dați seama câți fani au oamenii ăștia? Oameni care prorocesc exact. Oameni care scot demonii. Oamenii care fac multe minuni. Câți fani au? Ce-i problemă că nu-și plătesc datoriile? Ce-i problemă că stau cu ochii pe femeile altora? Ce-i probleme că divorțează și se recăsătoresc la foc automat? Ce-i problemă? Uite ce minuni fac. Ori, stimații mei, v-aș ruga tare mult, evaluați totul cu manualul. Doamne ajută! Altfel veți fi înșelați de minuni, de semne contrafăcute. Veți fi înșelați de oameni care arată bine. Verificați lucrurile acestea. Sunteți chemați la școală să aveți grijă la manual, pentru că manualul este cel ce vă dă lumină. De aceea, la orice slujbă pe care o avem, că e binecuvântare de copii, noi deschidem scripturile. Că e căsătorie, noi deschidem scripturile. Că e priveg și mormântare, noi deschidem manualul. Pentru că de acolo trebuie să învățăm. Doamne ajută! Și n-ajunge acasă, citește scriptura. Compară-ți viața cu scriptura. Vezi ce-ți vorbește Dumnezeu. Ce te informează Dumnezeu. Pentru că e foarte important. Într-o zi, stimatul meu, eu și tu vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ne va judeca pentru că eu am ochii puțin mai verzui decât ai tăi. Nu după asta ne va judeca, că celălalt are toți dinți în gură. Nu după asta ne va judeca Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va judeca după cum părem noi sau vrem să apărem. Dumnezeu ne va judeca după etalonul Său, nu după părerile noastre. Nu are mofturi Dumnezeu să judeci pe unii. Că aud pe foarte mulți spune, eu totuși sunt copilul lui Dumnezeu. Ori Biblia vine și spune foarte clar privitor la ăștia care cred că au un tratat preferențial în Sfânta Scriptură. Și m-am uitat, de exemplu, spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 14 în felul următor. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și atenție, și dacă chemați ca tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Ce dacă ești copil? Crezi că ai tratament special? Păcatul e păcat, că Dumnezeul căruia îl slujim noi este sfânt. Noi greșim, frații mei, toți greșim, dar noi ca și copii al lui Dumnezeu avem la dispoziție sfânta pocăință, să ne ajute Domnul. Când ne putem îndrepta, când putem lăsa păcatul respectiv cu ajutorul Duhului Sfânt. Însă, noi trebuie să trăim după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de asta avem. Ei bine, într-o zi, nu vom fi judecați după statutul cultului pentecostal, că s-ar putea să ieșim bine. Nici după statutul cultului ortodox sau altui cult, toți oamenii de pe pământ vor fi judecați după scrisoarea pe care Dumnezeu ne-l-a trimis, codul penal al împărăției lui Dumnezeu pe care ne-a trimis-o. Și dacă Dumnezeu numește minciuna păcat și cei ce trăiesc în minciună și iubesc minciuna vor fi afară lângă vrăjitori, ghicitori în stele și toți ceilalți păcătoși, indiferent cât botezăm noi minciuna și o trecem membră la noi, oamenii care vor trăi în minciună vor fi afară. De aceea e important pentru mine și pentru tine, dacă cumva ne mai tentează de a spune neadevărul, să ne pocăim acum. Amin. Asta înseamnă să mergi la ore. Asta înseamnă să se descopere adevărul după Scriptură. Să fii prezent la ore și să compari viața ta cu manualul. Și ai să vezi cum manualul spune cine trăia în minciună să nu mai spună minciună, să spuneți fiecărui adevărul, chiar dacă adevărul acela doare, chiar dacă adevărul ăla te umilește. Spune adevărul, pentru că adevărul ne face slobos. Doamne ajută!
Și ultimul aspect care e important la școala aceasta, stimații mei, pe lângă faptul că trebuie să fii prezent acolo, pe lângă faptul că trebuie să compari totul cu manualul, este să-ți iei testele. Pentru că Dumnezeu dă informații, după care ne dă teste. Și testele acestea sunt în funcție de informațiile date. Ori fiecare dintre noi dăm teste între vecini, între colegi de muncă, în familie, dăm teste. Și ni se dau anumite teste de răbdare, de cinste, de corectitudine, ca să arătăm la cine ținem, la ce ținem. Iubim banii mai mult ca mărturia, iubim pământul mai mult ca pe Domnul Iisus, iubim moștenirea mai mult ca împărăția lui Dumnezeu. Sunt teste care ni se dau între cumnați, între prieteni, între frați de credință. Sunt teste. Teste pe care văd că foarte mulți frați își imaginează că vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar Biblia spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția. Asta scrie în manual? Da. Cât n-am întâlnit de foarte multe ori, și dumneavoastră aveți copii, când copiii mi-a mers să lucreze în afară, câștiga ceva bani și eu spun lui tata, tata, cumpărim un loc de casă, îți dau exemplu dumneavoastră, în Gătaia. Un loc de casă. Se duce fratele, vorbește cu un domn din Gătaia, care are o bucată de pământ și spune, domnule, cu cât îmi dai mie bucata asta? Uite, băiatul meu vreau să construiască o casă. Omul ăla spune, domnule, prețul pieții e atâta, dar pentru că ne cunoaștem, suntem constateni și îl admir pe copilul tău, un băiat harnic care muncește, am să-ți dau prețul atâta. Tu ca un frate bucuros, ca un frate bucuros, băi, uite ce a făcut omul ăsta pentru mine și familia mea, cu toate că eu sunt pocăit și el nu-i pocăit, uite, mi-a dat prețul aici. Știți că sunt frați care se duc la omul ăla și îi spun, uite, îți dau mai mult, dă-mi bucata aia care vrei să mi-o dai lui. Știți cum se cheamă asta? Știți cum se cheamă asta? Și asta se practică între pocăiți. Dă mie bucata lui ăla. Și vine omul nepocăit și îi spune lui ăsta, băi, voi mergeți acolo, la adunare mergeți, nu și învățați voi acolo. Au venit frații tăi, măi, mi-au dat mai mult cu 10.000 de euro, cu 10.000 mi-au dat, numai să-i dau lui, să nu ți-o dau ție. Și tu ești fratele lor. Lucrurile astea, știți cum se cheamă, frații mei? Și de lucrurile astea cine ar trebui să pocăiască? Pentru că de foarte multe ori ne prezentăm și ne imaginăm că vom moșteni, nu moșteniți bucății ca cei de pământ, pe care vreți să o luați, atâta tot. Mai mult nu. Ori din punctul ăsta de vedere, vă transmit lucrul ăsta foarte clar. N-am avut de gând să vă spun, nu știu de ce, care-i vinovat, dacă aș ști l-aș ridica și în picioare. Dar nu știu care-i persoana respectivă. Însă, frații mei, aveți grijă de aspectele acestea. Suntem o priveliște, nu numai pentru constătenii noștri. Domniile și stăpânirile trebuie să vadă în biserică că suntem oameni care am fost salvați. Nu știm toate lucrurile, dar ne pocăim, Doamne ajută! Ne îndreptăm, că la asta venim aici. Ori testele ni se vor da. E foarte important să le luăm. Acum, testele din afară le mai luăm noi, cum le mai luăm. Când suntem vorbiți de rău pe nedrept, când cineva are ciudă pe noi, când ne taie coasa și ne merge lucrurile prea bine și pune în traista noastră tot felul de lucruri și știm că nu sunt adevărate, ne rămâne să ne bucurăm că suntem vorbiți pe nedrept. Dar cele mai grele teste sunt date din biserică. De aici, cum v-am spus, frați cu care te aștepți să fii la rugăciune, el vine și te lucrează pe la spate. Și asta strică relația noastră. Pentru că acum e bine, câtă vreme tu ai venit să-mi iei bucata aceea de pământ pe care eu îi dădeam lui copilul meu, eu aflu, că l-am spune, băi, uite, cu tare și cu tare au venit, o știut cât ți-am dat ție, o știut cât ți-am promis ție și au venit și au făcut lucrul ăsta. Bun, mâine se îmbolnăvește nevasta ta și ai nevoie de ajutorul meu în rugăciune. Dar eu am aflat ce tu ai făcut cu mine. Știți că nu mai am aceeași pasiune cât de spiritual să fiu eu. Să am aceeași pasiune, să mă rog cu mâinile sus, să țin și o zi de post pentru nevasta ta să fie izbăvită de cancer, să fie izbăvită de paralizie, să fie izbăvită. De ce? Pentru că tu mi-ai făcut o daumă mie și te-ai purtat așa. Știți cât chestii de astea se văd prin Duhul în mijlocul dumneavoastră? Și Dumnezeu spune, dacă doi se vor uni să ceară un lucru, le va fi dat. Nu puteți să o faceți, pentru că aveți traume de astea de-a lungul timpului făcute. Și care la momentul actual, indiferent cât vă uniți să meargă ceva, vă blocați undeva. Ori, stimații mei, lucrurile astea ar trebui rezolvate. Simplu. Băi, am vorbit de rău, am făcut lucrul ăsta, te rog, iartă-mă, o să treacă un timp, nu o să poți din prima, dar te rog, iartă-mă. La fel fac și eu cu tine, să ne ajute Dumnezeu.
Dacă nu reușiți să faceți asta, aveți niște bili în spate și vă mirați că alergați, sunteți oboșiți la cât alergați, dar numai nu înaintați. Pentru că astea vă țin pe loc. Sunt acolo. Să trec mai departe cu predica mea, că uit de predică. Că tot trebuie să mă ocup de anumite lucruri care se văd la dumneavoastră și vă blochează în alergare de a merge mai departe. Și sunt lucruri care vin dinainte. Și v-am spus, nu aveți curaj. Și câteodată, frații mei, v-am mai spus și altă dată, sunt biserici care tratează, își dau seama, băi, suntem răi, suntem răzbunători, suntem, da, ne rezolvăm problema, iartă-mă, frate Coste, am făcut, băi, frate, am auzit de asta, bun, iartă-mă, s-a putea nu din prima. Dom'le, încetul cu încetul să vindecă rana respectivă. Putem să ne rugăm amândoi, unul pentru celălalt. V-am spus de situații pe care le-am văzut când, la un moment dat, vă dau un caz extrem, așa, când în zona noastră a plecat un băiat în Austria să lucreze. E drept că nu prea venea la ore. Atâta om și-a pus să prindă gustul eurului și câștiga așa de bine în domeniul lui că lipsa de la adunare. Vinea numai dimineața sau dimineața seara, dar restul era plin pe șantiere, pe cutare, să câștigi bani. La un moment dat când se vorbească astea acolo, nu mai avea cu cine vorbi. Aiurea. La noi este o vorbă. I-a sărit un dinte la roata dințată. Și nu mai funcționa bine. Când se vorbească ăștia cu el, nu avea cu cine vorbi. Păi, dar avea o grămadă de bani. Știi, banii îi face să gândească coerent. Dintr-o dată, și-o dat seama, nu avea cu cine vorbi. Ei, singura soluție la zona respectivă era să-l ia, să-l trimite la un doctor psiholog. Doctorul psiholog îl trimitea la un spital psiatric, ca să nu spun din nebun. Îl băga în cămașă de forță, începea să-i dea un tratament de care să devină o semilegumă sau chiar o legumă. Și uite la un singur punct și atât tot. Cam asta era. Când au auzit părinții lui din țară, care făceau parte dintr-o biserică ca dumneavoastră. M-a spus, măi, luați-l de acolo și aduceți-l acasă. Cu tot cu pașaport, aduceți-l acasă. L-au luat frații de acolo, au trecut granița cu el, că așa arăta normal, numai când vorbeai cu el, n-aveai cu cine. L-au adus acasă la părinți, l-au basculat acolo, biserica a auzit. Pentru că părinții ceia și-au dat seama că de-a lungul timpului suntem oameni și noi și alții și-au greșit. S-au iertat, s-au cutare, s-au ridicat păstorii bisericii și fraților. O venit băiatul acasă, știți, mâine zi de post la adunare. Toți, nu avem timp să vă spunem peste o săptămână. Mâine e zi de post la adunare. De dimineață la 8, cine poate, până seara, noi suntem aici la rugăciune pentru familia și în mod special pentru băiatul ăsta. Frații mei, a doua zi, veneau oamenii, aveau de transport, lăsau camioanele în față, în parcare, intrau să rugau jumătate de oră și plecau. Alții coborau pe schelă la amiază și în loc să duc să mănânce acasă, intrau în adunare, să rugau pauza lor, pentru că aveau așa, cine putea stătea dimineața până seara, alții mă opreau și intrau la rugăciune pentru, s-au focalizat pe băiatul ăla. Nu se mai rugau pentru misionari din Etiopia, nu se mai ruga pentru ăla paralizat, se rugau pentru băiatul ăsta. Seara l-au dus pe băiat la slujbă, adunarea s-a umplut de frați. Frații au făcut ungerea. După ungere, băiatul a întrebat, dar unde sunt eu? Ce caut eu aici? Ultima dată eram în Austria. Ce caut aici? A plecat înapoi în Austria, e la locul lui, pentru că biserica a știut ce are de făcut. Dacă în frații au chemat la ajutor, au sărit toți ca unul. Nu s-au unit numai doi. Toată adunarea s-a unit. Pentru că bilele alea le-au dat la o parte. Nu că sunt perfecți. Le-au dat la o parte. Multe lucruri de astea s-ar putea rezolva. Dar le păstrăm acolo, fiecare dintre noi, ăla mi-a făcut așa, mi-a făcut așa, el la rândul tău, tu i-ai făcut așa și lucrurile rămân stagnate. Nu că Dumnezeu nu are putere. Spune Domnul Iisus Hristos că a intrat în Nazaret și n-a putut să facă niciuna din lucrările lui. S-a mirat de necredința lor, care se manifesta printr-o anumită stare. Ori, frații mei, când vii la școala aceasta, sunt teste care se dau. V-aș ruga tare mult să ne ajute Domnul să ne pregătim. Ca atunci când cerem un lucru de la Domnul să-l vedem împlinindu-se, că doar suntem copiii Lui și ucenicii Lui. Doamne ajută! Amin. Mai sunt neînțelegeri între frați, frații mei. Și sunt teste care se dau la care v-aș ruga tare mult să fiți foarte atenți. Dumneavoastră ați trecut prin ceva de genul acesta. Eu o să vă spun lucrurile acestea foarte clar, pentru că de-a lungul bisericii veți vedea că legați lucrarea nu de Domnul, ci de anumiți oameni, de mine, de altul, care suntem imperfecți. Și în funcție de imperfecțiunea mea, vă puteți permite la un moment dat să atentați la unitatea Bisericii lui Hristos. Să atentați la logodnica Domnului Iisus Hristos. Sfânta Scriptură ne spune că Apostolul Ioan avea un prieten
într-o biserică. Prietenul lui se chema Gaiu. În biserica respectivă, conducătorul adunării purta numele de Diotref. Și omul acesta, în adunarea respectivă, unde era Gaiu, îi plăcea să aibă întâietate. Îi plăcea să dea mare. Nu numai atât, nici pe apostol nu îi recunoștea, de parcă ar fi fost el apostolul Domnului. Dar când vineau frații în mijlocul lor, nu îi primea în adunare și totodată se lua și de ăștia care îi primeau la ei acasă. Și spune Sfânta Scriptură în a treia epistola lui Ioan următorul lucru, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Și acum m-aș fi așteptat apostolul Pavel să spună, apostolul Ioan să spună, Gaiu, mergi și fă o altă comunitate, că nu se merită cu îngânfatul ăsta, cu mândrul ăsta, cu arogantul ăsta de Diotref să mai stai acolo între ei. Cum cresc copiii tăi lângă ăsta? Nu, nu. Următorul verset spune, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, stai acolo și fii un model. Stai acolo și fii un model. Frații mei, în biserică vor fi oameni care vor iubi banul. În biserică vor fi oameni care vor iubi lumea. Ești membri la biserică. Tu rămâi în biserică ca un model, iubind pe Domnul și iubind împărăția Lui. Doamne ajută! Fii acolo model, pentru că tinerii ăștia când cresc pot să facă diferența de rău și de bine. Există foarte multe biserici pe care le-am văzut eu, mai ales în spectrul fraților dezidenți, care nu pot să trăiască în un loc. Dacă biserica ar putea cânta în cor, cânt în cor, ca cânta în cor, poți să ai cât de voce bună, dar nu poți cânta singur în cor. Dacă să ai cor, trebuie să ai niște oameni care vin la repetiție, își armonizează vocile, își lucrează vocile și cântă frumos în cor. Cum aveți dumneavoastră, tineri și copii, cum au cântat frumos în seara aceasta, e o lucrare făcută împreună. Bun, la un moment dat, eu mă văd că sunt așa de pocăit, că așa de multe greșeli au ășlanți, că eu cu el și în cu unul, nu mai putem sta în mijlocul lor. Nu mai putem. În felul ăsta nu mai putem răbda aici. Bun, noi trei plecăm. Să trezesc alții. Că este cineva care îi spune, bă, dar tu nu ești chiar oricine. Și voce ai tu. Și stare. Mai găsești unul. Bă, ăla și ăla. Și dintr-o dată, dacă puteam cânta înainte în cor, la momentul actual sunt niște șetățui micuți, așa, în care fiecare își imaginează că Dumnezeu se uită printr-un tub numai la ei duminică dimineață. Numai la ei, pe ceilalți nici nu-i bagă în seamă, că sunt păcătoși tăți, dar la ei se uită Domnul. Și cântă cum cântă și slujesc cum slujesc și ei plictisând stăți undeva, dar stau așa acolo. Să vă prezint orașe unde biserica era plină, unde erau coruri, unde era bucurie, unde era har, unde era botez cu Duhul Sfânt și la un moment dat câțiva deștepți cu ghilimele de rigoare sus, dar noi mai putem sta aici. Aici sunt și oameni care încă se luptă cu anumite treburi. Noi stăm totuși într-o poziție. Noi nu luăm șina așa. Noi nu facem spălare așa. Noi nu facem chestia aia așa. S-o dus deoparte și-o pierduși proprii copii. La momentul actual există biserica numărul 1, biserica numărul 2, biserica numărul 3, biserica Alfa și Omega, biserica cu tare, biserica cu tare, biserica cu tare. Nicăieri nu mai cântă corul. Păi cum scânte? Nicăieri nu-i. Și dintr-o dată stau și uite... Asta vin și propun acolo, băi, hai să fim ca la început, să ne adunăm, să luăm măcar o dată șina pe lună. No, cum să putem noi să luăm împreună cu voi? Pentru că testele s-au dat, frații mei. Urmează binele, nu rău, Doamne ajută. În poporul totdeauna, Domnului totdeauna vor fi copilași, vor fi tineri și vor fi părinți. Copilașii vor mai cădea și de aia Biblia spune, copilașul v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă un copilaș a păcătuit, are la tatăl un mijlocitor. Că ăsta mai cade, domnule, în timp ce aleargă. Ei, nu putem să-i permitem pe lângă noi așa. Nu se poate. Frații mei, o turmă are melușei, oițe și oi. Învață lucrurile acestea. Rămâi între frații tăi. Fii lumină acolo unde ești tu. Să fii un model pentru casa ta. Un model pentru biserică. Un model. Foarte multe lucruri în biserica din Dumbrăveni nu se fac așa cum aș vrea eu. Pentru că frații au anumite mentalități pe care le moștenesc, pe care le doresc. Dar
Eu vreau să fiu un model. Acum 34 de ani când am făcut nuntă, mi-am făcut nuntă numai eu cu soția, frații mei și surorile mele, frații ei și surorile mele. Păi și atunci spui și eu, nu, Dumnezeu, așa am dorit să fac. Băiatul meu când vrea să căsătorească, la fel vrea să facă nuntă. Ei, toți ceilalți fac nunți mari și i-am învățat, ai oameni buni, oameni buni. Voi de foarte multe ori cheltuiți în ziua de nuntă ca să aveți plătită toată viața. Cam asta faceți voi. Că dați la chelner, dați la restaurante, dați pe pierdele, dați pe flori. În loc să vă băgați bani în buzunar, efectiv, dacă sunt ceva bani, și să aveți. Totodată, sistemul la ora actuală, nunțele nu mai sunt ceea ce era înainte. Când oamenii se ridicau și spuneau să căsătorește fratele Vasile cu sora Ileana, se căsătorește, să ne rugăm pentru ei. Se rugau pentru ei, după care frață, Domnul să vă binecuvinteze, sau făceau o masă, să dădea lapte cu orez, dacă vă aduceți aminte. Pentru cei care au trăit vremurile alea. Cam asta era masa. După care frață mergeau și puneau un buzunar la mire ceva. N-avea nicio datorie la nimeni omul ăla. Că totul era în numele Domnului. Chiar dacă câteodată îi bodicau hârtii goale în buzunar. Dar nu era o problemă. Omul era pe plus. Era pe plus, efectiv, cu hârtie în buzunar era cu plus. Nimeni nu putea să-i spună lui ăsta, băi, lasă tot ce vine la nuntă. Păi că sunt situații în ziua de azi. Eu am avut foarte multe probleme de genul acesta, pentru că mi-am făcut nuntă, așa mi-am putut permite să-mi onorez promisiunile. Când v-am promis dumneavoastră că sunt aici, nu m-a putut opri nimeni. Să-mi spune, frate, ți-am fost la nuntă, leși gătaia și vii la mine. Băi, omule, dar cu ce ocazie? Eu nu știu să fi fost tu. Nu că aș vrea să vii, să fii sănătos dacă vrei. Eu sunt programat la gătaia, acolo mă duc. Scurt. Pentru că nu mi-am permis să mă lege cineva. Ei, acum sunt legături din astea care se fac. Nu vă vorbesc mai mult. Dar vă spun doar un simplu lucru. Sunt mulți oameni în biserică care sunt lăsați să fie modele. Și în ziua judecății, Dumnezeu nu va aduce pe unul din Moldova model pentru voi. Cum se va ridica împărăteasa din Seba sau alții. Se vor ridica oameni din mijlocul vostru care au trăit în aici, care au avut greutăți, poate greutăți mai mari ca tine, au venit la biserică cu tot cu copiii și au văzut de treabă în adunare și în ziua aceea îl va chema, tu unde ai fost membru? La gătaia. Tu cum de-ai putut să vii peste săptămână la adunare? Pentru că știu că ai avut o casă de copii. Doamne, te-am iubit și am recunoscut. Tu de ce n-ai venit? Că ți-am dat mai mult decât a avut el. Ce îi spui atunci? Că pe ăștia oamenii îi ridică. Și ridică oameni pe care îi cunoști, fratele meu. Oameni care ar putea să facă ce faci tu. Oameni care ar putea să gândească cum gândești tu, dar gândesc altfel. Multora dintre ei am văzut că Duhul Sfânt la anumite slujbi speciale le spune, continuați să răbdați, că v-am ales ca în ziua aceea să stați în fața celor care nu mă ascultă și să vă așez ca mărturie. Și oamenii ăia răbde tot și rămân acolo. Stimații mei, vă ridic problemele acestea, pentru că sunt foarte importante în ceea ce trăim noi. Că viața vrei, nu vrei, se duce. Într-o zi se încheie școala. Și cum se încheie, așa mergi mai departe. Unii dintre noi o să fie declarați corigenți și repetenți. Dar e foarte important, înainte de vreme, să ne dăm seama că trebuie să fim prezenți la ore, trebuie să calculăm și evaluăm totul cu manualul și trebuie să ne luăm testele. Doamne ajută! E foarte frumos. Și foarte degajat, ca să vă spun așa. Eu exemplu fratelui Costi, de exemplu. Într-o zi, dumnealui nu se simte prea bine, sau l-a enervat doamna lui, și cu cine să ia de mine. Bineînțeles că eu mă pot tura și eu, că doar și eu sunt om. Și prin venele mele curge sânge și nu-mi trebuie mult ca să știu și să-i spun înapoi. Dar primul lucru la care eu mă gândesc este, băi, ce are asta cu mine? Dacă el chiar nu gândește de cine să ia, mă gândesc și eu, nu știi cine sunt eu? Știi că cele mai multe provocări sunt astea, dar de mine? Bun, dar nu mă gândesc al doilea lucru. Fiindcă sunt în școală, știu că firele de păr îmi sunt numărate. Știu că în viața mea nu intervine cineva cum vrea soarta, norocul. Știu că cineva îmi dă un test prin el. Îmi dă un test al răbdării, îmi dă un test al înțelegerii, îmi dă un test. De undeva sunt urmărit. Și când eu privesc lucrurile ca test, o iau altfel. Spun, Doamne, Tu îmi dai test și l-ai găsit pe fratele Costi acum, să-mi dai test. Frate Costi, ești supărat, nu? Cine te-a deranjat? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă, frate, în pace.
Bine, nu putem vorbi acum, dar o să vorbim altădată. Aștept vreo două zile să-l sun. Frate Costi, ce-a fost alaltă ieri cu tine? S-a întâmplat. Mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dă un test. Nu mi-era greu să-ți spun câteva vorbe și acum ni șerem amândoi iertare unul de la altul. Dar ce s-a întâmplat? E, frate, am avut un moment mai așa, mai cu tare. A fost un test. Știți câte teste de astea ni se dau? Când te uiți la ele ca teste pe care ți le dă Dumnezeu, nu mai ciudă pe frații tăi. Nu mai ciudă pe șef. Nu mai ciudă pe vecin, e test. Cineva ți-l dă și tu le iei ca test. Vă aduceți aminte de pasajul ăla biblic când omul lui Dumnezeu, Iov, a venit să spună faptul că Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Păi da, Domnul i-a luat? Noi știm din Sfânta Scriptură că diavolul a venit și a luat oile, i-a luat vântul ăla, i-a luat copiii, noi i-am explicat, bă, Iov, nu, Domnul, vântul, diavolul a făcut toate astea. Iov ne-ar spune, eu n-am treabă cu diavolul, nici cu oamenii răi, nici cu șefii, nici cu vecinii. Eu am treabă cu ăla care a aprobat. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie, că-i test. Că-i test. Ei, când te uiți la provocările care le ai ca așa la test, altfel îi treci. Îți dezvolți răbdarea, știind că lucrurile nu sunt la voia întâmplării, e un test. Și când îți aduci la minte de lucrul ăsta, poți ieși biruitor. Să ne ajute Domnul. Provocările pe care le avem la școala aceasta, pe lângă faptul că trebuie să fim la ore, să verificăm totul cu manualul și să le luăm testele, sunt deosebite. Una dintre cele mai mari provocări care ne împiedică să terminăm școala este faptul că nu înțelegem anumite lucruri. Noi suntem logici și vrem să înțelegem totul, să pricepem totul. Că e foarte ușor de răbdat dacă înțelegi. Am întâlnit oameni care la un moment dat trebuie să ajungă pe mâna medicilor. Pentru că așa e rânduit de Domnul să-și dea testul și acolo. Să ajungă pe mâna medicilor. După ce s-a rugat, după ce a făcut ungerea cu un de lemn de vreo două ori, după așa, automat boala nu a trecut. Pentru că el trebuie să ajungă într-un loc unde îți depui mărturie și să aibă teste de luat. Și ajunge pe mâna medicilor. Problema este că medicul te poate opera. Dar operația pe care o face are niște urmări, fiecare operație, fie e vorba de extirparea vreunui organ, fie că e vorba de alt fel de operații, operația respectivă are niște efecte comune. Unii dintre efecte pot fi durerile de cap de la anestezie, alte efecte ar putea fi niște săgeturi prin abdomen dacă operația a fost acolo, alte efecte ar putea fi stare de greață, de vomă pe care o ai și acutizată, efectiv, și dacă te operează, și ai dureri de cap și stări de vomă, te panichezi și spui, păi, dar ce se întâmplă? Nu mă sunt bine, nu mă sunt mai bine ca înainte. Efectiv, am niște săgeți, parcă dă, niște cuțite, parcă sunt mine. Efectiv, starea asta de lucruri. Dar dacă medicul dinainte vine și îți spune simplu, te voi opera, am mai operat și alte cazuri, am operații foarte bine reușite, numai că după operație, să nu te miri dacă vei avea dureri de cap. Ei nu sunt normale. Să nu te miri că vei avea niște săgeturi prin tine. Să nu te miri că dacă ai o stare de vomă sau îți prezintă efectele operației respective în imediata apropiere a operației. După ce te operează și tu te doare capul, nu te mai doare așa tare. Pentru că cunoștința dată dinainte te pregătește. Efectiv, la un moment dat, ți-ai greață. Dar mi-a zis medicul, treci. Asta e o chestie care treci. Dintr-o dată ești pregătit. Informația te-a pregătit. Ori, stimații mei, când noi venim înaintea Domnului, Dumnezeu ne pregătește cu anumite lucruri. Ne spune că frații pot greși. Ne spune că putem fi în pericol din partea fraților mincinoși. De ce îi spunea Apostolul Pavel, frați mincinoși, că așteptau și ăștia să pocăiască. Doamne ajută! Că altfel trebuia să le spună bandiți, să le spună altfel. Că noi avem o grămadă de cuvinte pentru ăștia care ne enervează. Nu, nu, el le spune doar frați mincinoși, așteptându-se sub... Pentru că informația asta îți dă șansa să privești lucrurile sub o altă perspectivă. Ori, stimații mei, când noi nu înțelegem anumite lucruri, durerile alea, uite, de ce am eu? De ce îmi face mie așa? De ce trebuie să pierd eu aici? Mie trebuie să meargă bine, pentru că n-ai înțeles. Și neînțelegerea asta te panichează, trăiești o anumită stare. Când, în schimb, înțelegi lucrurile clare, ori trebuie să-L urmezi pe Domnul chiar atunci când nu înțelegi. Nu totdeauna sunt prezentate dovezile. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos vine în fața micii sale bisericuții care stătea împrejurul lui, care avea 82 de membri,
Și le spune în felul următor: dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți parte cu mine. Și asta era un șoc pentru toți contemporanii lui. De mii de ani erau învățați că n-au voie să bea sângele la niciun animal, că sufletul era în sânge. Și evreii știau asta. Și acum el le spune că nu sânge de animal curat sau necurat, ci sângele lui. Și dacă nu mănâncă trupul lui, deci ce înseamnă canibalism? Să mănânce carne de om, n-au parte cu el. 70 din ucenicii lui l-au părăsit pe loc. Vorbirea aceasta este prea... Deci era contrară cu tot ce știau ei. Cu tot ce fuseseră crescuți ei. M-aș fi așteptat ca Domnul să-i oprească, să spune: băieți, nu plecați. Dați-mi voie să vă explic despre ce vorbesc eu. Nu! Se uite la aia 12 care au mai rămas și le spune: voi nu vă duceți? Dom'le, dar tu chiar nu mai ai nevoie de nimeni, tu îți dărâm singur împărăția, ai câțiva aici care mai stau pe lângă tine, așa? Voi nu vă duceți? Petru, purtătorul de cuvânt, iese în față. M-aș fi așteptat să spun: Doamne, am priceput, ăștia nu le au. Noi am priceput. Trupul ăla de care vorbești tu, îi pâinea și sângele ăla, adică îi rodul viței binecuvântat, Doamne, știm. Nu, nu, Petru iese în față, spune: Doamne, unde să ne ducem? La tine am găsit cuvintele vieții vei. Uite, tu n-ai priceput nici tu logic nimica? Nu, n-am priceput nimic, dar Domnul trebuie urmat așa cum e situația, pentru că El are cuvintele vieții veșnice. Stimații mei, vor fi momente când nu vei înțelege multe lucruri. Ești disponibil să-L urmezi pe Domnul? Pentru că am întâlnit oameni care spun: Domnule, nu mai știu ce să mai cred. Am auzit păstorul cu tare, eu îl ascultam. Am auzit și că ar fi căzut. Dar nu mai am curaj. Mă, dar tu cu cine ai legământ? Păstorul ăla? Biserica aia? Cu fratele ăla? Cu cine ai tu legământ? De aceea spune Sfânta Scriptură, când Domnul Iisus Hristos, după înviere, s-a prezentat ucenicilor săi, ne arată Scriptura că are un moment de întâlnire cu Petru. Și în fața la încă 6 ucenici care erau prezenți, Domnul întreabă pe Petru de 3 ori dacă îl iubește. Și Petru spune: Doamne, știi că te iubesc mai mult ca ceilalți. Și îi spune ceva foarte clar: paște mielușeii, oițele și oile. Mesajul era foarte clar. Și foarte interesant că și în fața lui Ioan spune același lucru despre Petru. El e chemat să păstorească biserica, adică să aibă grijă de cei ce rămân după el, după plecarea lui la ceruri. Petru se va ocupa. Și iată-l pe Petru, că se uite și îl vede acolo pe Ioan, despre care Domnul Iisus făcuse niște afirmații. Și ca unul care acum și-a dat seama la ce l-a chemat Domnul, adică să conducă biserica, are nevoie de informații. Și spune: Doamne, dacă cu acesta, cu Ioan ăsta, ce va fi? Dacă tot am grijă de biserică, trebuie să am grijă de el. Ce va fi cu ăsta? Și îmi place răspunsul Domnului. Îi spune în felul următor: ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Îți pasă ție că ăsta va cădea? Că va muri după tine? Că va muri înaintea ta? Tu vino după mine. Atât tot. Nu trebuie să știi totul. De foarte multe ori, aceeași întrebare trebuie să fie reluată în cadrul bisericilor noastre. Ce-ți pasă ție? Tu cu cine ai făcut legământ? Doamne, dar, băi, cu cine ai făcut legământ? Cade pe dreapta și pe stânga. Am Psalmul 91, 10.000 la dreapta ta, 10.000 la stânga ta. Poți să cadă și în păcat. Tu cu cine ai legământ? Pentru că treaba asta te va determina ce vei face. Ce vei face tu și familia ta. Pe câți oameni nu i-am mai văzut, nu am niciun chef de nimic. Pentru că au auzit ei nu știu unde că cu tare mare vas al Domnului au făcut și el nu mai știe ce să creadă și efectiv a muiat-o și el cu adunarea și cu cântatul și cu tare și în 2 ani de zile nu mai fost bun de nimic și efectiv și după aceea află că nu a fost adevărat. Află că nu a fost adevărat despre el altul. Păi și 2 ani de zile ce ai făcut cu ei? 2 ani de zile cum te-ai comportat? Frații mei, nu totdeauna Dumnezeu ne dă informațiile. Nu totdeauna ne spune. Noi trebuie să-L urmăm pe El și chiar atunci când nu cunoaștem toate lucrurile. Închei mesajul meu cu un exemplu, nu știu dacă l-am spus la dumneavoastră, unui frate care mă ducea la aeroportul din Viena și mi-a spus: frate Virgil, dacă mai ajungi undeva, spune întâmplarea asta sau ceea ce mi s-a întâmplat mie ca frață să priceapă că Dumnezeu știe ce face.
Dumnealui lucra undeva la un service și s-a rugat în Austria să-i dea Dumnezeu un loc de muncă mai bun, să aibă pâine mai albă și să mai dea și altora. Și așa au ajuns prin anumite relații de acolo să formeze o echipă care să lucreze la autostrăzi în Austria. Dar nu l-a turnat asfalt. L-a pus gardul ăla de sârmă ca să nu vină animalele sălbatice pe șosea. Deci nu era la milimetru din satelit. Trebuia să facă găuri, să pună stâlpi acolo, să-i împâneze bine în pământ, să stea acolo, după care să întindă sârmă din aia ca să nu sară vesuitoarele sălbatice, căprioare sau să intre altceva pe autostradă. Și frate, am câștigat bine câțiva ani de zile. Câțiva ani de zile îmi duceam microbuzul cu oameni acolo, ăștia mergeau, fiecare știau de făcut, trasau, era un plan simplu la care așa, ani de zile a mers bine. Până într-o zi, când eu m-am rugat, Doamne, nu știu, dar bine merge treaba, dacă vreodată va trebui ceva, intervină Tu, fără să-mi spui mie ceva, intervină, ca nu cumva să intru într-un ocaz, într-o problemă, ceva, Tu știi mai bine. Și frate, nu durează mult. Și la un moment dat, băieții mei au prins buzul într-o parcare acolo, au ieșit să lucreze cu lopeți, cu ce aveau ei. Au trecut o mașină de aia, un buz de la al poliției, s-au uitat, au văzut ei că ăștia, așa cum erau ei, mai sfugăreau unul pe altul, că era o chipă de băieți români pe acolo. Au zis, nu-i normal cu ăștia. S-au întors înapoi, au venit la ei și au întrebat ce faci aici. Unul dintre ei știindu-se în legalitate, zic, în română, zic, și te interesează pe tine ce faci noi. Noi avem treburile noastre, cu tare. Neamțul a văzut cum îi vorbește ăsta în germană și a văzut că cam răstește la el. Eu urca puteți în buzul lor și i-a dus la secția de poliție. A verificat dacă au acte, dacă au tot ce trebuie, la ce firmă lucrează, de când lucrează, cu tare. Bun, eu găsesc în legalitate pe tot. Eu chemat pe șeful și i-a spus, uite, am luat, mă scuzați, am vrut doar să verificăm, am anunțat și organele abilitate, dar ăsta știa că mi-a spus mie după aceea, că în Austria să nu crezi că e diferit față de noi. Am știut că dacă ăștia m-au luat în colimator, nu mă lasă până nu-mi iau banii înapoi toți care am câștigat de la ei. Am dat un telefon la un om suspus din Austria și l-am întrebat ce fac. Și ăla mi-a spus simplu, dacă vrei să-ți păstrezi banii, desființează firma, dă drumul la contract mai departe, deci anulează și du-te și-ți vezi de treaba dumitale, că altfel ăștia stau pe urmele tale. Frate, e supărat, nervos, m-am luat de ăștia. Băi, gură spartă, n-ai putut stai din gură, te-ai luat de polițiste, uite, acum eu trebuie să vă trimit pe toți acasă, fiecare să vă vedeți de treaba voastră, eu nu mai pot să lucrez aici. Frate, mi-am luat, până la urmă au trebuit să desfințez firma, m-am dus înapoi la serviciul meu și în continuu bombăneam de ăla gură spartă și parcă polițiștii nu au putut să oprească în altă parte, domnule. Frate, m-am mers la biserică cu ani de zile. Nu puteam să mă rog, nu puteam să cânt. De ce mi-a luat mie Dumnezeu tocmai momentul ăsta deosebit? Nu înțelegeam deloc. E drept că banii mi-au rămas, puteam să fac așa, eram mulțumit, dar mă gândeam la ce mai putea fi. Și din cauza ăla care vorbea iurea și a polițistului, uite, s-a întâmplat treaba asta și am trebuit că așa. După vreun an de zile și ceva, vine la el un neamț și îl întreabă, dumneatale, ești domnul Cutare? Da. Ai avut contract cu autostrăzile? Da. Vreau să te întreb ceva. Cine ți-a spus, dumneatale, ce urmează la contractele pe autostrăzi? Păi, ce să-mi spună? Ci că după ce dumneatale ți-a dat contractul, am intrat eu, sunt neamț, am relații. Am băgat o grămadă de bani din firma mea, peste jumătate de milion de euro, am băgat în firma asta, că am știut că se câștigă bani. Nu-i pot recupera nici acum. Cine ți-a spus dumneatale că se strică afacerea acolo? Asta a spus, nu mi-a spus nimeni. Du-te, domnule, deci nu se poate. Prea la milimetru a ieșit. Prea la milimetru a ieșit. Tu ai știut ceva. Altfel nu ieșai, ți-ai desfințat firma tot. După care eu am intrat că am știut că acolo se câștigă. Cum de ieșit exact la momentul potrivit? N-ai pierdut nimic și eu am pierdut aproape totul. Cum de? Asta se gândea, nu eu. Ăla cu gură spartă, polițistul, ei mi-a organizat treaba, dar sub directa îndrumarea celui care m-am rugat eu, n-am înțeles, dar am fost ascultat. Slăvit să fie Domnul. Nu totdeauna înțelegi, dar Dumnezeu are un plan pentru noi toți. Știi ce observ? Că de foarte multe ori ne plângem de sănătate, de cutare, de diabet, de tensiune, de așa mai departe. Știți că bărbații și femeile care duduia sănătate, chiar și mediile evanghelice, se gândesc la divorț? N-am văzut pe niciunul galben la față cu analizele rele, la care soția îl sprijinește sau soțul îl sprijinește și spune, dragă, eu divorțez de tine. Nu. Rămân în continuare. Uitați-vă, în schimb, la oameni care le-au mers bine financiar, la nivel de sănătate, cum și-au lăsat soțiile, cum și-au lăsat copiii, cum ne-au făcut traume. Oare nu erau mai bine să fi purtat o boală pe picioare
Nu era mai bine să fi avut anumite suferințe? Poate v-am spus, să vă repet, în Africa există un râu foarte repede așa. Ăia n-au bani să construiască poduri. Și atunci ei, ca să treacă de pe o parte pe alta, se poate duce la vizite la rude din satul dincolo de râul ăla, râul vine până la apa, picior, până la genunchi. Dar dacă cum ei slabi așa, îi dă jos și îi duce mai departe. Trebuie să te salveze cineva. Ei au făcut o simplă problemă, și anume, au pus pe malul ăsta, au pus niște rubzași încărcați cu pietre. Când te duci pe malul râului, în vadul respectiv, ai luat rubzacul în spate, ai trecut partea și elaltă om cu greutate. Ai ajuns partea aia, altă îți lasi rubzacul acolo, te duci la neamuri, te duci la cumpărături, la ce vrei tu, când vii înapoi, găsești rubzac, acolo sunt rubzaci pus de rezervă. Găsești un rubzac, l-ai luat și ai trecut partea asta. Câteodată, când viața noastră se intersectează cu un râu, care ne poate provoca dureri, care ne poate lua și ne duce la vale cu tot ce avem, care poate distruge, Dumnezeu ne pune un rubzac în spate. Poate un copil cu boală, poate o boală în trup, poate o suferință a soției, dar ne pune un rubzac în spate. Rubzacul ăla ne ține în echilibru, ne ține pe cale. Încă suntem la rugăciune, încă suntem în casa Domnului. În timp ce alții cu bani își luați de apă, tu ești în adunare. Nu mai comenta, chiar dacă nu înțelegi, urmează-L pe Domnul. Amin.